Sheffield, jo. Măcar atâta lucru și eu să fac mai bine, să fie niște cartofi. A, că faci mai bine decât mine, am înțeles. Acum gata, încep să te lauzi. Nu e adevărat. Munca mea vorbește de la sine. Eu sunt șeful. Ce să zic? Bogăție aici. Doamne, ce frumos se vede în cuptor. La mine, da, știu, mulțumesc. Lovitură sub centură. În cel mai rău caz nu mănâncă nimeni. Eu dansez și tu cânti, gata. Mă trimis mămuca în sat. Măi, șelalalala. La, la, șelalala. Cred că este mai frumoasa ta. Șelalala. Că-i când de aia. Mamă, de-abia aștept să gust în preparatul tău. Și eu din al tău, sincer să fiu. Să înceapă treaba. Haide. Salutare, sunt șef Lazar Florian. Bine ai venit în bucătăria Well Done. Astăzi am o invitată minunată, o voce minunată a muzicii românești. Doamnelor și domnilor, Ellie White! Șef Ellie White, azi. Da. Bună, ce mulțumesc faci? Mulțumesc de invitație. Bine, uite, am venit la tine în bucătărie. Să văd ce gătești. Pregătită? Pregătită. Cum ești? Ești ok? Ok. Ai mai gătit cu un profesionist? Nu. Nu? Nu. Eu zic că o să iasă ceva frumos. În cel mai rău caz nu mănâncă nimeni. Nu există așa ceva. Să-ți explic puțin. Explică. O să gătim spate în spate. Okay. Fiecare pe bancul lui de lucru. Așa. Trebuie să fii atentă la indicațiile mele. Okay. Pentru că aici eu sunt șeful. Ok. Lasă că pe scenă te chem și eu și atunci o să fiu eu. Băi, cu mare șeful. Drag și de-abia aștept să te întreb de scenă, dar astea am multe întrebări. Chiar perfect. Abia aștept să intrăm în acțiune. Așa, trebuie să fii atentă la indicațiile mele, să dăm drumul și sper ca eu să bat primul clopoțelul ăsta. Bine, te las de data asta dacă vrei. Da? Ok, succes! Mersi la fel! Să înceapă treaba! Haide! Așa, trebuie să luăm o crăticioară în spatele tău, Eli, ai mai multe ustensile. Trebuie să luăm o crăticioară. Mulțumesc! Așa, să punem cartofii primată la fier. Punem apă în crăticioară. Azi vom găti un muș de vită cu un mix de ciuperci. Ok. Un sos tot de cartofii ciuperci de pădure. Poftim? Cartofii curățăm sau nu? Nu, nu-i curățăm. Nu-i curățăm. A prins aragazul prima dată, punem niște sare în apă. Așa, okay. 4 cartofi la fiert. Eu am pus 5. 5. Super tare. Am unul în plus. Mi-a arătat de la bun început cine e șeful, a pus 5 cartofi. Ești gata? Da. Hai să începem cu ciupercuțele, să facem un mix de ciuperci. Îți alegi tu cele mai frumoase ciuperci. Perfect. Din fiecare. Auzi, ce vreau să te întreb, pe scenă ți s-a întâmplat vreodată să uiți vreun vers? Evident. Doamne, și improvizezi imediat, ce faci? Improvizăm, dăm cu la la la, cu ce putem, în funcție de cât foarte de tare ne-am încurcat. Chiar aș vrea să vin și eu odată pe scenă să cânt. Abia aștept să se dea drumul la concerte și atunci o să te chem cu mare drag. Așa, tăiem ciupercile feliuțe subțiri. Și cum a fost prima experiență muzicală pe scenă, așa, cu multă lume? Cu... Păi stai, că prima a fost când eram chiar copil, adică... M-a antrenat taică-miu, că mă puneam fiecare sâmbătă să le cânt invitațiilor, deci... A trebuit să-i mulțumesc pentru asta. Da? Da, dar prima experiență, sincer să fiu, a fost de neuitat. Și ce ai cântat prima dată? A fost un revelion la Focșani. Cu DJ Project, normal. Atât de multă lume, cred că nu mai văzusem înainte. Și a fost frumos. Mă așteptam să îngheț. Și poți să-mi frenonezi și mie din melodie sau păi cel prea mult? Nu s-a întâmplat nimic. S-au emoționat oalele. Stai că abia lansasem atunci Lumea ta și era frenezie cu lumea. Frumoasă ta. Melodie. În lumea ta, da, nu mă uita, am să caut un loc în inima ta.
Și orice vis va fi mai trist când tu nu vei fi. Foarte tare. Așa cânta toată lumea. Apa fierbe la tine? Trebuie să fiarbă, trebuie să fiarbă. Am dat-o mai încet, dar poți să dai și mai tare. Nu, trebuie să dai mai tare, aragaz. Ah, scuză-mă. Te rog, te rog, te rog. Eram pe modul de gătit de acasă. Ești gata? Păi, Hai să luăm o tigăiță. Tu le-ai tăiat pe toate? Câte nu pe toate, nu pe toate. Ți-am zis câteva ciuperci, ce spații. Ok. Gata, e de ajuns, ce acolo e de ajuns. Tigaie? Da. Perfect. Vreau să iei și un cățel de usturoi să-l zdrobești. Nu-l cureți, doar îl zdrobești, da? În tigaie punem ulei de măsline. Care este? Este în fața ta, acolo, niște sticluțe. Și pun usturoi așa întreg? Da, dar să fie zdrobit, să-i dăm aromă la uleiul de măsline. Așteptăm să se încingă uleiul, pe urmă punem ciupercile. Am zis că nu-mi place să gătesc, nu că nu știu. Hai, uleiule, hai, uleiule. Și pe urmă eu sunt gata, montăm. Da, bravo. Mai pus să scânt ca să pierd timpul, nu? Facem invers. Apropo, e greu pe tocuri, nu? Nu, dacă ești obișnuit, nu. Așa gătești acasă, nu, pe tocuri? E, nu mereu. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Trebuie să te uiți la un toc, la prezență, frumos, n-ai ochi, ce să mai zic. Sculptură de Michelangelo. Chiar acasă gătești? De voie, de nevoie. Da, acasă sunt mai mult pe tradițional. Fac ciorbe, tocănițe, salate, supe. S-a încins uleiul? S-a încins un pic, da, că văd că se... Că scot usturoiul sau îl mai las? Păi nu, trebuie să se prăjească puțin, să... Să ia aromă. Să aromeze uleiul de măsline. Perfect, am înțeles. Ok. Dacă s-a încins uleiul, adăugăm ciupercile tăiate, mixul de ciuperci. Și scot... Usturoiul sau îl las? Usturoiul îl lăsăm acolo să se mai aromatizeze cu uleiul. Okay. Așa. Sare și piper. După gustul tău, așa. Eu nu-mi place să exagerez. Nici prea sărat, nici prea piperat. Nici prea puțin, nici prea mult, exact cum trebuie să fie. Se călesc ciupercile acolo bine? La mine, da. Da, super. Și miroase și bine. Ok, hai să scoatem usturoiul, că nu mai avem nevoie de el, putem să-l aruncăm. Sorry, usturoiule, ți-ai făcut treaba. Ok. Vederci. Închidem acum aragazul. Punem ciupercuțele într-un castronel. Îți iei din spatele tău, Eli. Nici mare nu are importanță, nu? Nu contează, e unul albastru pe acolo, ăla e cel mai bun. Așa. Cum ești, ești ok? Până acum, da. Da? Hai să scoatem mușchiul de vită din frigider. Îl dăm cu sare și piper, ulei de măsline. Care este? E într-un castronel acolo, cu rozmarin deasupra, o crenguță verde peste el. Mai jos, mai jos, Eli, mai jos, mai jos. Mai jos, rece, cald, cald. Eli, e chiar în fața ta. Castronel albastru. Ah. Super. Stai că mă uitam pe o bucată mai mare. Dăm cu sare și piper. Dăm rozmarinul la o parte, dăm sare și piper. Exact aici unde este el, da? Dăm pe el, da? Sare și piper. Așa, îl punem la loc în castronel, dar fără hârtie, da? Dăm ulei de măsline. A fost așa pe rapidă, l-am lăsat aici direct. Și acum... Îl descântăm, îi vorbim frumos? Îl descântăm, îi dăm cu ulei, sare, piper, i-ai dat? Da. Super tare. Sunt
rapidă. Bun, hai să facem frișca neîndulcită. În frigider ai tot așa un castronel cu frișcă. O tort toată în castron. Ai un tel și acum ne apucăm de frecat. M-a ajutat, mi-a dat indicațiile corecte. Minunat. Să-mi aduc aminte de copilărie, nu? Când băteam maioneza. Super tare. De-abia aștept să mănânc de mâna ta. E sigur? Poftim? E sigur? Da, foarte sigur. Am încredere în tine. La proba asta cu frecătura e mișto să cânti. Da? Eu dansez și tu cânti, gata. Mă trimesc mămuca în sat, Vadea Ignat, că-i de neam bun și bogat, măi, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Dar eu jocuțini-mi place, nu știu mama și mi-a face, acasă când mă. Cred că este mai frumoasă ta. Șa-la-la-la, că-i când aia. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Când am început să cânt, telul nu mai avea viteza maximă, mergea după ritmul cântării și atunci mi-a fost puțin cam complicat. Ia zic, cum trebuie să iasă? Trebuie să iasă tare. Dacă zici tu. Auzi, vrei să facem schimb? Să facem schimb? Da. Vezi că trebuie să facem și proba aia deasupra capului, da? O facem? Da, dacă vrei. Gat. Dar facem invers. Eu cu a mea la tine și tu cu a ta la mine. E ok? Am norocul ăsta? Îl am. O băgăm la rece. Poate tu. Că eu mai am. Hai să vedem ce fac cartofii. Merge și dacă nu este chiar foarte tare. Dacă s-a bătut cât trebuie. Mai are? Cine? Frișca. Frișca la tine mai trebuie bătută puțin. Mai trebuie, nu? Da. Mai dăm la ea atunci. Acum trebuie să luăm niște chives. Chivesul e o ceapă. O bagă foarte subțirică, da. Perfect. O ai pe masă acolo într-un bol. Ceapă? Pe masă, pe masă ai niște firișoare lungi, asta verzi. Verzi, da? Da. Trebuie să iau câtă? Cam jumătate? Vreo 20-30 de firișoare, dar alea și trebuie să le tocăm mărunt, da? Ok. Ok. Le tocăm mărunt, da? Mărunt de tot, da? Mărunt le tocăm. Mamă, de-abia aștept să gustăm preparatul tău. Și eu din altă, sinceră să fiu. Și ceapa asta o băgăm în castronul cu frișcă, da? Ia uzi, ce drăguță-i ceapa. Luăm un castronel de ăsta mic. Și trebuie să punem două gălbenușuri, da? Ai o. Și cu albușurile ce facem? Albușurile le dăm deoparte. Nu le folosim momentan. Băi, eu cânt, sincer să spun, eu cânt în baie. Stau la etajul 4. Mulți dintre noi. Și până îmi vine apa caldă, am niște vocale. Auzi, și cânti din aia de invoci apa? Da, păi trebuie să fac așa, că îți dai seama, până la etajul 4, până vine durează, apa, scot niște vocale de mine foarte mișto. Ia. Mă aplaudă toți vecinii. Serios? Păi poate ți-ai greșit meseria. Trebuia să te duci în zona artistică asta de cântat mai mult. Ia către ceva. Gata, ai pus și ceapa? Gălbenușurile? Unde să pun ceapa? Ceapa peste frișca bătută. Am pus-o, da? Super tare. Și gălbenușurile unde? Gălbenușurile le lași în bol momentan. O să le amestecăm pe urmă. Cartofii fierb acolo? Fierb. Au de ales. Și acum stăm? Nu stăm acum, cum să de stăm? De ce nu? Ok. Hai să luăm o tigaie. Mai plan așa. Mulțumesc.
plăcere. Colegul meu a fost foarte drăguț. Și acum o să facem mușchi de vită. Ok. Și sper să nu-l facem well done, da? Să-l facem mediu. Trebuie să încingă tigaia și pe urmă prăjim mușchiul de vită, da? Îi dăm față pe toate părțile, da? Așa se zice în termenii bucătării. Mai punem și ulei în tigaie sau nu? Nu, că am pus peste mușchiul de vită. Doar trebuie să încingă tigaia. Fii sigur? Ok. Hai, mai luăm o tigăiță mică. Încă una? Da, uite aici am. Să facem sosul. Ai niște smântână pe masa de lucru. Ce am? Niște smântână lichidă. A. Așa o punem în tigăiță toată. Și înainte să vii tu, m-am gândit la tine, zic, na, zic, să fie mai ușor, să asta. Ți-am făcut acolo o făină de ciuperci de pădure. Ok. Da. Și a trebuit să o amestec pe toată? Nu, 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 jumătate de lingură. Punem în smântână. Și o punem pe foc, da? Pe focul mic, da? Pe focul mic. S-a încins tigaia la... Așa pare. Mușchiul de vită? Pare, pare încinsă, da? Nu, s-a încins. Nu s-a încins? Nu, cred că s-a încins. Hai, am pus mâna pe ea, adică e ok. Nu, trebuie și mai încinsă? Păi nu se aude nimic, se aude ceva? Păi n-am pus nimic în ea. Ai pus mușchiul de vită? Nu! De ce? Păi n-ai zis să se încingă tigaia. Așa trebuie să se audă și la tine. Ia să vedem. Se aude. Ia să vedem dacă se aude. Aaa. Și tu ziceai că nu s-a încins tigaia. Uitați aici. Ce să zic? Bogăție aici. Culoare, arome. Și la tine tot la fel? Nu te mai lăuda atâta, te rog eu frumos. Păi trebuie, dacă nu mă laud eu, cine să mă laude? Corect. Ok, o să mai avem nevoie de tel. L-am pus bine acolo. Să amestecăm sosul. Și atenție, vezi că eu îi dau gust cu soia, da? Eu nu pun sare în sos. Și vezi că ai soia acolo. După gustul tău, câteva picături, da? Bine, hai să vedem. Hai să te văd. Ce iese? Câteva picături, da? Doamne, mai văd și eu chestii noi. Să mai întorci mușchiul, da? Să-l prăjești bine pe toate părțile, te rog. Mă-l-ntoarce, mă-l-ntoarce. Să le întoarcem bine măcar. Așa, și îmi spuneai când uiți versurile ce, o bagi pe la-la-la, pe... cum bagi? Bagăm pe la-la-la, mai lăsăm lumea să cânte, gen, haideți și voi acum! Haideți cu mine, puteți, nu? Știu foarte că puteți, tare. Știu că vreți. Pe toate părțile prăjești mușchiul, da? Te rog. Îl luăm încet așa, să nu se sperie. Colegul meu șef a fost foarte drăguț și mi-a spus întoarce-l pe toate părțile, fă-l așa să arate bine, să aibă o culoare frumoasă și am urmat instrucțiunile. Cartofii fierb? Fierb. Bine. Te văd eu că nu sunt fierb, să vezi. N-are cum să nu fie fierb. Măcar atâta lucru știu și eu să fac mai bine, să fie niște cartofi. A, că faci mai bine decât mine, am înțeles. Acum gata, încep să te lauzi. Nu e adevărat. Munca mea vorbește de la sine. Vezi că ai un clește acolo și poți să iei cartofii, să-i încerci, da? Că nu vreau să te rănești. Păi stai așa. Ormă mă ceartă soțul tău. Nu, că știe ce are acasă. Știe că nu trece o zi fără să-mi julești ceva. Cam cât de fierți ar trebui să fie cartofii ăștia așa? Să fie fierți, să-i zdrobim puțin, da? Că pe urmă trebuie să-i prăjim. Doamne, câtă muncă! Am obosit deja. Păi la un asemenea invitat trebuie să am și eu un preparat pe măsura ta, nu? Corect, corect. Sosul fierbe?
și el dacă îl las. Poți să-l muți pe un foc mai puternic dacă vrei. Dacă te-au luat emoțiile. Stai un pic să văd că aici este cam mică flacăra. Să o dăm mai mare un pic. Perfect. Să mai întoarcem mușchiulețul de vită pe toate părțile. L-ai făcut pe toate părțile? Asta e a treia și ultima. Era un mic românesc, ce să mai zic. Transformat din mușchi de vită. Dar vezi că trebuie să fie făcut ca lumea, să se vadă culoare frumoasă, da? Da. Bine, și trebuie să fie curat și pe unde lucrezi? Evident. Da? Ok, oprim mușchiul de vită. Sosul a început să fiarbă la mine. Bun. Ești ok cu mușchiul de vită? Lași în tigaia acolo, da? Acolo l-am lăsat, nu i-am făcut nimic. Nici nu m-am supărat pe el. Bun, scoatem frișca care am bătut-o. Adăugăm ciupercile care le-am sotat. Stai un pic că-mi fierbe aici jucăria. Frișcă, ciuperci. Și vezi că ai și parmezan în, în frigider. Trebuie să radem parmezan. O mânuță așa de parmezan pe care o punem în frișca bătută. Ok, ciuperci. Să dau asta la o parte. Să punem și gălbenușurile, da? Doamne, dar ce repede te miști! Așa m-am născut eu, să mă mișc repede. Ai fost grăbit? Am fost grăbit, da. Să știi, bună asta. Sosul nu vreau să fie tăiat, da? Să ai grijă de sos, te rog. De care dintre ele? Poftim? De care dintre ele? Sosul care îl facem pe aragaz, cel fiert. Păi fierbe. Da, la să nu fie tăiat. Ok, azi amestecăm frișca cu ciupercile, cu gălbenușul. Ai dat gust de sare și piper la frișcă? Încă nu. După frișcă? Gustul tău bănuiesc. La frișcă nu. Hai să-i dăm gust de sare și piper. Asta care fierbe sau asta care o fac acum? Nu, asta care e bătută. Acolo noi am pus soia, nu... Da, da, da. Tăi, n-am vorbit așa? M-am trezit la realitate. Doamne, 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 doamne. Ok, și acum cu lingura... Da. Pui pe mușchiul de vită frumos așa. Faci ca un turnuleț. Ok. Amestecul de frișcă cu ciuperci, da? Da. Bun. Și acum luăm parmezan din nou și radem deasupra, da? În tigaia acolo, da? Da, da. Stai mult parmezan, așa cum îți place ție cu parmezan, mult. Din asta. Și băgăm la cuptor, da? Timp de 10 minute, da? Ne uităm la ceas. Tigaia cu tot. Super. Ești gata? Dacă zici tu. Pot să fiu și mai repede, nu garantez că va ieși ce trebuie, da? Cartofii sau fierb? Îi dăm la o parte. Să nu greșesc, cu tigaia cu totul, da? Da, cu tot. Perfect. 10 minute, da? Trebuie să te uiți la cât, ce timp ai băgat, da? Perfect. Super. Hai, cartofilor. Vezi că ai un clește pe masă, scoatem cartofii. Îi punem pe tocător. Lăsăm să răcească puțin. Trei cartofi sunt de ajuns, care sunt mai fierți, da? Îi vedem. Îi simțim. Perfect. Perfect.
Sosul e gata? Eu zic că da. Măi, dar... Să aibă gust sosul, da? Hmm. Să-mi spui tu asta. Eu să spun? Dacă are gust. Stai așa, al meu tot fierbe, trebuie să fiarbă în continuu. Păi s-a îngroșat? Nu s-a îngroșat. Să aibă consistența unui sos? Nu. Doamne, ce frumos se vede în cuptor. La mine, da, știu, mulțumesc. Lovitură sub centură. Vezi sosul să nu fie tăiat, te rog frumos, da? Nu mă faci de râs. Acum mai luăm încă o tigaie. Îți promit că nu o să-l tai, sosul. Da? Te rog frumos, să fii atent. Aplatizăm puțin... Mai mică, mai mare? E perfectă. Asta? Da. Ai un prosopel acolo, te lași puțin pe cartofi, foarte puțin. Pe tocător, da? Da. Ok, dăm drumul la tigaie, să o încingem. Ulei de măsline. Când se încinge, punem cartofii, prăjim, le dăm sare, piper, cimbrișor, știi care e cimbrișorul fresh? Da, da. Mamă, ce să mai gata. Mă duc cu concurs, la concurs cu tine. Vorbesc serios. Ca și cel mai bun asistent sau cum? Da, de până acum. Bun, deci aplatizezi cartofii, da? Da, cu un prosop, să nu te frigi, te rog frumos, da? A, de asta era, nu am treabă. Nu, nu mi-e frică de soacră, să știi. Nu, dar nu vreau să am de-a face cu soțul tău. De ce? L-ai văzut așa mare? Și fioros? E fioroză. L-am văzut, nu mai m-a speriat. Am deja emoții acum. S-a venit și cu soțul. Așa, normal că n-am. Am lăsat și o garda mică, nu? Da, am lăsat să se încingă uleiul. Uh-huh. Prăjim cartofii. Ba, te-ai mai uitat la mușchi? Da, a mai crescut puțin de când m-am uitat la ultima oară. A crescut mușcă, a fost la sală. Păi, te-ai uitat la ce timp l-ai băgat, nu? Da, la, la, da, 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 da. Bine. Păi, am trecut 3 minute, adică, na. La mine au 4. M-am mici mai rapid. Mai rapid, ce să zic. Super, hai să punem cartofii, cred că s-a încins uleiul. Dar nu îmi cânti, nu mă lași așa, da, nu. Păi, dar, hai, vii. Păi te-am întrebat la un moment dat, ce vrei să mai cântăm? Ce îți place ție cel mai mult? Ce îmi place mie. Hai, dăm sare și piper. Cimbrișor deasupra. Ai găsit cimbrișorul acolo? Ai zis că știi care e. Ăsta în ghiveș, nu? Mi-ai zis că știi care e. Nu mă mai lua așa. Acum tu ce faci? Mă încerci acum. Trebuie să-i prăjim bine cartofii pe ambele părți, da? Pe ambele părți o să prăjim. Ok. Păi nu facem noi treabă bună? Sosul tău cum arată? Impecabil. Poftim? Sosul tău cum arată? Impecabil. Sosul meu? Arată cum vrea el. Mă așteptam să fii mai dură, mai, da... Adică? Cu cântece pe mine, să mă pui în dificultate, nimic, nimic, nimic. Ai de capul meu, ți-am zis că dacă era invers și erai pe scenă, se descurcau. Cred că ne batem de la egal la egal, zic eu. Păi, nu, vezi, adică m-ai pus aici să fac chestii din astea. Doamne, cum arată cartofii ăștia. Da, fie foarte bine arată și ai mei, să știi. Nu, nu lucrezi cu mine, nu ești cu mine, am înțeles, gata. Poftim? Ai zis că o să cânti în duet cu mine, n-ai? Păi nu, eu pe scenă vreau să cânt cu tine, nu așa. Pe scenă, păi hai că improvizăm aici dacă vrei, uite. După ce terminăm de făcut mâncarea, ne urcăm amândoi pe blat aici, după ce sun eu clopoțelul prima. Deci dăm totul de pe blat și ne punem, da, amândoi ne și cântăm. Și cântăm, da? Amândoi, ce vrei, facem o arie, o ce, o chestie, zic. O arie, un pătrat mai bine, facem un pătrat frumos, nu? Dacă m-ai luat așa, ce să mai, gata. Gata, ți-ai dat veninul, am văzut acum. Mai zis că tu ești mai așa, mai pe bază. Gata, cartofii dăm la o parte, s-au prăjit foarte frumos, arată foarte bine.
dăm, îi dăm. Mușchiul de vită ce face? Wow, ce mișto se vede, ciupercuțele alea. Pua. 6 minute, 4 minute și montez. Hai să vedem cine bate primul clopoțel. Cine-i salvat de clopoțel? Eu. Vezi că trebuie să facem și o salată de mini plante. Aici avem, într-un bol, avem vlăstar de sfeclă. Avem și de mazăre. Și facem acum salata? Acum o facem, acum normal, să o avem gata. O mini salată. Și pe urmă vezi că ai frunze de măcriș. Ok. Sunt niște frunze așa roșiatice, da? Și punem și frunze de-astea. Știi care sunt sau... Păi zis roșiatice, sunt singurele. Deci eu am terminat și sosul. Bravo! Te-am lăsat eu de-aia. Mă, îți mulțumesc din suflet, dar abia te aștept pe scenă. Așa. Și eu. Acum să dăm gust la sălățica asta, avem nevoie de puțină sare. Ulei de măsline. Tăiem un sfert de lămâie și avem nevoie de zeamă. Storci puțină zeamă. Am voie să montez sau mai stau? Cum vrei tu. Dacă vrei să montez. Nu, nu ești cu mine, nu ești cu mine. Nu, te-ai pierdut numai, te înțeleg. Nu e adevărat. Te văd eu pe scenă. Ți-am zis, după ce terminăm, ne urcăm amândoi acolo și băgăm o cântare împreună. Că eu am venit aici în lumea ta și ar fi frumos să vii și tu în lumea mea. Oricând vin în lumea ta, dar e greu că e cu soțul tău, e mare, m-a speriat, nici nu mai știu să gătesc. O, Dumnezeule! Oricum, familia mea, suntem fani muzicii tale. Mulțumesc frumos! Înseamnă că o să știe și ei să cânte. Băi, să știi că soția chiar cântă așa. Serios? Bine, cântă după mine, că e dor de mine. Da. Cum e? O zi fără tine, bine. O vară în deșert, o noapte cu tine. Bine, melodia noastră preferată e privirea ta. Mi se pare ciudat. Acum luăm farfuria dacă ești gata. Începem montajul. O lingură de sos pe mijloc. Din ăsta care încă mai fierbe? Păi nu s-a făcut? E ok, l-am făcut eu mai repede. A, iată-mă, m-am mișcat eu mai greu. Nu e nicio problemă. Te și punem pe asta. Mijloc așa frumos cu lingura, da? Cu lingura îl pun, păi îl pun cu altceva. Să iasă frumos, chiar vreau un montaj superb de la tine. Ia uite, l-am pus în V, în V. Ok, cartofii punem, îi aranjăm frumos în pe sos acolo. Și când mi-e dor, ea zboară ușor, ușor, te aduce la mine. Mai ușor. În bucătăria mea. Doamne, cât de mișto sunt cartofii ăștia. Da, chiar foarte frumos. Să știi că, uite, n-am mai făcut genul ăsta de cartofi. Te rog frumos numai așa să-i faci soțului acasă, da? Exact așa o să-i fac. Poate așa mă împrietenesc și eu cu el. Nu știu de ce ți-a părut ție așa fioros. Ok, mușchiul de vită... Bă, ar trebui să fie gata, că mai zice că e gata. Minut. Așa zice. Hai să luăm. Să ai grijă, te rog frumos, la mâneri, da? Să ai mănuși, te rog. Să nu ne accidentăm acum la sfârșit. Vede și cu prosopelul? Wow! Wow! Foarte frumos arată. Al meu, da, îți mulțumesc. Ai un clește acolo, te rog frumos să-l iei cu cleștele, da? Îl punem deasupra pe cartofi. Pe cartofi? Da. Faci un aranjament frumos. Să ai grijă la tigaie, te rog frumos, să nu pui mâna pe ea. Hai să-i împrăști. Doamne, mă gândesc numai la soțul tău, m-a luat emoțiile, nu știu de ce. Săracul, că căsughite acum. Să știi că în afară de faptul că eu am pus așa pe lungă și șef Lazar a pus așa pe adunat, eu zic că au fost oarecum asemănătoare. Și sălățica o punem frumos pe mușchiul de vită, o aranjăm în mijloc, da? Chestia asta care a rămas aici? Salata care te-am pus să o faci. Salata. O aranjezi tu frumos, da? O aranjezi cel mai frumos din lume. Doamne, ce culori! Ce arome!
M-a dus bine, sunt foarte certat de colegii mei din platou, dar îi înțeleg. Zi, m-a dus să trag clopoțelul, să apăs pe clopoțel? Ce să zic? Sublim. Undeva departe e mâncarea mea. Wow! Wow! Acolo. Te rog frumos! Onoarea îi revine lui... Mie! Yeah! Super! Eu zic că arată cât de cât super. Apropiat așa de ce super. Ai făcut și tu. Dar acolo. Sus, unde e sus? Păi ți-am zis că am tras doar o dungă, ai zis să punem în mijloc. A, bine, am tras o dungă așa. Ai tras o dungă, am înțeles. E... avec un dung. Super tare! Da, e ok? Super tare! Poți să merg la... La concurs. La concurs, da. Cum okay. să nu mergem împreună? Eu pe scenă și tu cu tu mine în bucătărie. Și eu gătesc. Super experiență. Să știi că și mie mi-a plăcut. Și mulțumesc vreau să zic că te-ai ridicat la un nivel foarte înalt. Nu mă așteptam. Da, păi ești mai înaltă ca mine, văd, nu știu. Mulțumesc frumos, să știi că uite, m-am simțit foarte bine alături de tine și am mai învățat și eu ceva nou. Știu că mi-ai zis să fac acest fel de mâncare invitațiilor, dar nu vreau, că după aia vin prea des. Da, un preparat foarte frumos. Foarte, foarte frumos, dar uite, o să le gătesc copiilor acasă, soțului de care ție așa de frică, nu înțeleg de ce. Da, sper să ne împrietenim cu acest preparat, să devenim cei mai buni prieteni. Evident. Chiar a fost o experiență foarte mișto, nu mă așteptam să te ridici la nivelul ăsta, mulțumesc. Chiar am fost egal, chiar la un moment dat tindeai să bați la clopoțel, dar m-am întins eu mâna. Ai fost drăguși și m-ai lăsat, dai, lasă, că de la a doua, știi cum e, l-a cântat, să fie battle-ul altfel. De-abia aștept. Trebuie să facem schimb să gustăm. Hai. Poftim. Așa. De așa l-am făcut în dungă. Ok. Deci chiar trebuie să gust. Chiar? Hai să vedem. Îi dau un nouă de trecere. Ce culoare frumoasă. Dacă era și mai mult sos... Păi vrei să-ți mai aduc din spate? Ce bun e. Fabulos. Vorbesc foarte dur. Fabulos. Uitați aici ce culoare la mușchiul de vită. Perfecțiune. Multă lume vrea să dea culoarea asta și e cam greu. Fabulos. Păi am avut un profesor bun. Bă, chiar a gătit bine și are gust, vorbesc serios. Bine, nu se compară. Mulțumesc. Sper că data viitoare să vă cânt. Am un profesor foarte bun de canto acum. Data viitoare o să fie cu mai mult cântec, pentru că o să fim așa mai puțin emoționați. O să gătim o omletă frumoasă franțuzească, cu mult cântec. Gata. Și o dau desertul. Exact, vezi? Nu uitați, dragii mei, o mare rugăminte la voi, dacă aveți idei, propuneri, să gătesc cu invitații mei minunați. Aștept cu nerăbdare propunerile voastre și ideile voastre frumoase. Și încă o dată îți mulțumesc. Mulțumesc și abia aștept să încep lecțiile canto. Ui. La! La, 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 la. Super! Închem? Închem. Consoană vocală? Cum închem? Mime, mama! La! Pe curând!